Neața, Corina! Bună dimineața! Cum merge treaba? Cam plictiseală. Păi cum adică plictiseală? E luni! Avem o grămadă de treabă, hai! Nu mai e nimeni pe aici. Păi cum adică nu mai e... Unde e lumea? În concediu. Toți? Sunt în concediu? Păi, August, au plecat în eforie, în Costinești, în Grecia, aia care au salarii mai mari. Le-am dat eu concediu la toți, Corina? Da, în ziua aceea când aveați 5 mormane de facturi pe masă, tot intrau oameni odată la 5 minute. Înnebunesc cu atâtea calcule. Înnebunesc. Le-am dat concediu la toți. Oh. Uite, uite, Daniel nu e în concediu. Vezi, e cineva care nu e în concediu. Ba da, șefule, sunt și eu în concediu, dar am venit să fac ceva pentru mine. Incredibil. Ție cum denunțăm la concediu? Mi-a stat, dar am ales 25% în plus la salariu. Ce? Da, era ziua aceea în care aveați multe treabă. Nu v-a luat mult, ați acceptat rapid. Dar să știți că am muncit de ei. Am vorbit cu reprezentantul băncii cu care aveați întâlnire și tocmai a parcat mașina. Oh! Ce bine! Bine, adu-te rog scaunul din biroul meu, ce să stai adu-mi în comun. E și el în concediu. Scaunul? Nu, Mircea, dar și-a luat și scaunul cu el, ca să nu-l strice cineva. Să aduc scaunul ăsta. Bună ziua! Bună ziua! Ziua, Cătălin, îmi pare bine. Rom, lăsa-l loc. Mulțumesc! Da, ce bine să-i țin bancherii. Vă fac o cafeluță? Dacă nu vă deranjează, sigur, vă rog. Sigur. Și mie una fără cofeină, te rog. Avem doar cu cofeină. Au luat concediu și cafele lor. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne vedem. Este foarte frumoasă fabrica. Ați făcut-o din fonduri proprii sau din fonduri europene? Din surse proprii, din fonduri europene. Eu iau de unde găsesc. Și de la Banca Mondială aș lua, dar nu-mi dau. Ce să facem? Felele, să știți că l-am văzut pe Tudor. S-a întors Tudor din concediu? A, nu, a pus o poză pe Facebook de la plajă. Vă aduc niște apă rece? Sunteți foarte amabili, mulțumesc. Minerală? Minerală avem doar caldă. Plata e ok, mulțumesc. Scuze, și frigiderele sunt în concediu la noi. Așa e. Vă rog, continuați. La câte documente aveți aici? Mă gândesc că aveți mulți clienți, furnizori. Cum vă descurcați cu partea operațională? Facturi? Plăți? Încasări? Nu întrebați, nu întrebați. E dezastru. Hârtii peste hârtii. Ordine de plată, tranzacții, cecuri. Mă simt ca ministrul finanțelor. Nu știu ce să mai fac cu el. Înseamnă că la fix ne-am întâlnit. Recent am lansat abonamentele operaționale pentru companii exact ca dumneavoastră, cu multe operațiuni. Beneficiul este că aveți un pachet cu plata lunară și scăpați de grija comisioanelor. Prime, Elite, Prestige. Aveți și plăți în valută? Da, cumpărăm multe materiale din străinătate. Și mai calitate de obiecturile și apa dumneavoastră, să știți că a trimis și contabila niște poze, vreți să vi le arăt? Nu, Corina, te rog, nu mai arăta poze din concediu. A plecat în vacanță în Grecia și l-a lăsat aici cu toate hârțoagile astea. Nu se face așa. Dacă aveți atâtea pe cap și spuneți că aveți și plăți în valută, unde comisioanele sunt mai mari, v-aș recomanda abonamentele Elite sau Prestige. Abonamentul Prestige are totul nelimitat. Deci eu plătesc un abonament și nu mai am niciun comision după? Exact. Și dacă aveți vreo nelămurire, vă stăm oricând la dispoziție. Ai auzit? Uite, asta vreau să ucid de la angajații mei, care sunt toți în concediu acum. Că îmi stau la dispoziție. Și pentru că am amânat abonamentul la sală atâta timp, vreo 15 ani, o să fac abonamentul ăsta. Ok? Deci vă dau un telefon și... Facem! Facem? Facem! Doar să nu plecați și dumneavoastră în vacanță. Vă rog, eu, vacanță. Vacanțele sunt pentru elevi. Îmi place cum veniți. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Ne auzim la telefon. Ne auzim. La revedere. La revedere. Și spor la muncă. Și dumneavoastră la fel. Noi nu suntem cu concediile. Vedeți? V-am zis că lucrez pentru 25% în plus. L-am făcut să se simtă ca un prinț. Ok.